Bună seara! Test pentru tricolori. Alexandru Curtean a anunțat lotul selecționat de tineret a Moldovei pentru turneul internațional Cupa CSI. Curtean nu a convocat 9 fotbaliști în comparație cu partidele cu Portugalia și Polonia din preliminariile Euro 2013. În schimb, la lot au revenit 3 jucători, iar alți 7 au fost convocați în premieră. Selecționerul naționalei Moldovei Under-21, Alexandru Curtean, a ales jucătorii pentru turneul internațional Cupa CSI. Tehnicianul nu a convocat 9 fotbaliști în comparație cu partidele cu Portugalia și Polonia din preliminariile Euro 2013. Este vorba de Stăjile, Hovanski, Costandachi, Boghiu, Gheorghe Andronic, Chepine, Ioniță, Gheorghiev și Mandrâcenco. În schimb, la lot au revenit 3 jucători, Rusu, Leu și Plătică, iar alți 7 au fost convocați în premieră, Prodan, Golovko, Kociuk, Zasavitski, Apostol, Dima și Matei. Lotul Moldovei este format din 19 jucători care reprezintă cluburi doar din campionatul autohton. Turneul Cupa CSI 2012 va avea loc în perioada 19-29 ianuarie. Selecționata de tineret a Moldovei va juca în grupa B alături de Ucraina, Letonia și Kârgâzstan. Trădare în fotbalul moldovenesc. Internaționalul moldovean Alexandru Dedov a părăsit campioana Dacia Chișinău pentru rivala de moarte Sheriff Tiraspol. Dedov a semnat cu galbenegri după ce nu s-a înțeles cu lupii galben pentru prelungirea contractului. Сразу же опасная атака. И удар, и наконец-то гол. Ну наконец-то, и если не ошибаюсь, поучаствовал в этой голевой атаке и сделал практически этот гол, только что вышедший на замену Александр Дедов. Alexandru Dedov, în vârstă de 22 de ani, a jucat 49 de meciuri și a marcat 12 goluri pentru FK Ventspils, cu care a devenit dublu campion al Letoniei și câștigător al cupei, dar și campion și finalist al Ligii Baltice. Pentru Dacia, acesta a bifat 18 meciuri, a marcat un gol și a devenit campion al Moldovei. Dedov a jucat și pentru selecționatele de juniori și cea de tineret ale Moldovei. Мы тоже не ослабляемся. А то, что Александр Дедов перешел, я не думаю, что это такой футболист, который делает игру команды. Desigur, orice jucător care acum este component zadaci este o piesă importantă și același Dedov a fost o piesă importantă la noi și desigur, e foarte trist că s-a dus, dar asta e fotbol, nu putem să facem nimic. Fiecare jucător poate să transfere unde vrea el, unde financiar e mai bine, eu cred că el a trecut acolo mai financiar. И мне бине дик подача. А Дедов перешел в Шериф. Это большая потеря для Дедова? Потерь? Знаете, у меня потерь нет. Каждый кузнец своего счастья. Ушел, ушел, ничего страшного. У нас же Дедова не было до этого. Правильно? Без Дедова хорошо играли. Сейчас ушел Дедов. Поверьте мне, что ничего не изменится. Тем более по статистике 17 матчей Дедов провел 7. В основном составе. И забил 0 мячей. Жоку нас инфлюенсез, так нас не делал. Кум мужикам первый делал, что мы первый делал. Pe lângă transferul lui Dedov, Sheriff l-a prezentat și pe atacantul Darwin Rios, în vârstă de 20 de ani, care a fost împrumutat timp de un an cu drept de transfer definitiv de la Club Deportivo Guabira din prima ligă din Bolivia. Por un año estoy a préstamo y bueno, si gracias a Dios me va bien allá, voy a firmar por 4 años. Ser titular, lo importante es ser titular, ganarse un puesto. Sabiendo que es muy difícil, ¿no? Pero bueno. Rios l-a eclipsat pe Neymar la campionatul sud-american Under-20 după ce a marcat golul egalizator în partida Brazilia-Bolivia, scor 1-1. Per total, atacantul bolivian a înscris 3 goluri la acest turneu. Rios a jucat 26 de meciuri pentru Club Deportivo Guabira și a marcat 9 goluri. Acesta a bifat și un meci pentru selecționat de seniori la Copa America Peru-Bolivia, scor 2-2. La sfârșitul anului trecut, vice-campioana Moldovei l-a achiziționat și pe fundașul portughez João Pereira. În plus, Sheriff a prelungit contractul cu Benjamin Balima, golgeterul diviziei naționale din acest sezon cu 13 reușite. Balima a jucat 149 de meciuri pentru Sheriff și a marcat 35 de goluri. Pentru selecționata din Burkina Faso, acesta a bifat 8 meciuri și a scris de 2 ori.
La un pas de un nou El Clasico, Real Madrid s-a calificat în sferturile de finale ale Cupei Spaniei, după ce s-a impus în deplasare în fața echipei Malaga Scor 1-0 și 4-2 în dublă manșă. Astfel, Galacticii o așteaptă în sferturi pe rivala de moarte, FC Barcelona, care are de îndeplinit o simplă formalitate în returul cu Osasuna, după ce în prima manșă s-a impus cu 4-0. Real Madrid a marcat singurul gol al partidei în minutul 71 prin Benzema. Benzema este gol Real Madrid, gol Karim Benzema, uriașul greșeala lui Caballero și Benzema, sigură calificarea Realului probabil în sferturile de finală. Caballero învins pentru a doua oară de Benzema. Galacticii au rămas în 10 oameni în minutul 88, după ce Alvaro Arbeloa a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben. Am marcat 8 goles în los últimos dos partidos, pero hemos sido acusados de defender mal. Hoy hemos sido resultadistas, pragmáticos y prácticos. Defendemos bien, no damos prácticamente ninguna posibilidad al adversario de Madrid. Real Madrid va juca în sferturi cu FC Barcelona sau Osasuna. Meciul tur va avea loc la 18 ianuarie, iar returul la 25 ianuarie.